pupăză. Păi întinde-te, iubi, puțin. Vrei să-ți fac un masaj? Am obosit să ne tot ascundem calicenii. Să ne fofilăm prin cotloane, prin unghiere. Unghiere? Unghiere? Sunt alea care clămpăne dinții. Ăsta, unghii. Ăsta, da, e bine. Știu! Mă, pupăză, nu-ți dorești și tu să stăm îmbrățișați ore întregi? Păi nu amorți, măi, iubi. Fără să ne fie teamă că intră peste noi păluga sau dințoasa sau idioții de la vilă. Aș vrea, măi, veveriță, că dacă nu... Dar tu nu vezi că toată lumea asta este împotriva noastră? Tu nu vezi că suntem Romeo și Julieta moderni? Mai degrabă Stan și Bran moderni. Adică niște fătălei. Noi, în primul rând, nici n-am sondat terenul să vedem dacă suntem acceptați sau nu și ne cam... Mă, ne ascundem. De-aia e fel să nu te accepte Chiorete. Au, știi ce? Mă doare... Undeva de Chiorete. Păi pe mine nu mă doare, pentru că nu merge să apar la emisiune cu nasul în ghips și cu ochii umflați, da? Pentru că nu prezint lumea poveștilor. Măi, iubi, tu nu vezi că noi ne certăm aiurea în loc să ne iubim? Să... Fii atent. Vreau să mergem într-o croazieră unde să fim numai noi doi și să stăm îmbrățișați așa cum îți place ție. Faci tu asta pentru mine? Da. Și unde mergem? Mergem la... La Mamaia. La Măta Mare? La mare, la Mamaia. Ah, la mare! Fii atent! Fii atent! Dar vezi, să nu afle nimeni că mergem împreună, da? Ai noștri la minge, să pregătesc să scrie un nou gol. Șut și apără incredibil portarul. Bă, da, apără ăsta-i dat dracon. Ce pupăză, s-a anunțat inundații? Nu eșuatule, plec la Mamaia să fac un reportaj. La Măta Mare, pe Măta Mare nu era în tabără, la... A, la mare, la... Bă, ești pe mine! Ia lui pupăză, că o să te umpli de bani. Că o să bață turiștii, mă, să facă poze cu balena. E balena la mare! Ciuit! Ar de te-ar focul, Chiorete! Zi, mă, mă, ei? Da. Dacă slăbești 50 de chile, că balenele sunt un pic mai mici. Făceară isolație în gât. Ai sictir, mă. Dar tu de ce nu te duci singur, mă, Rane? Te bagi în closet, tragi apa și în 5 ore ești acolo, bă. Păi ce, tu nu știi că toate mizerile ajung în mare? Dar tu de ce nu te duci? Eu ce să fac acolo? Să dirijez mizerile la ieșire de conductă. Ai sictir, mă, Rane, că eu până acum nu te-am jinit. Julica, vezi că o să plec câteva zile la Constanța. Nu spune că vrei să te bronzezi. A, nu, domne, mă duc că vine o rudă cu vaporul din Congo. O rudă cu vaporul. Dar de ce nu vine cu avionul? Pentru că nu știe de avion. Aha. A, și adevărul că nici n-am vrut să-i spun. Pentru că ar fi super dezamăgită să afle că nu tot ce zboară se mănâncă. Plus că avioanele n-au containere. Și eu care credeam că o să mă ajut cu pacienta asta nouă. Ești mai apropiată de vârsta ei. Dar ce are? Emo. Depresivă din asta, pe stil nou. Au trimis-o a ei că le e frică să nu se sinucidă. Păi, cheamă coace, că până plec o să mă ocup de ea, nu? Măi, fată, eu aș putea să-ți fiu soră. Atunci hai să ne tăiem pământ și să ne facem de cruce. Ok, uită. Uite, eu sunt prietena ta cea mai bună. Atunci dăm niște bani să-mi cumpăr o lamă nouă, că asta s-a tocit. Nu mai taie deloc. Uite, mă râcuie. Auzi, ia, dă-mi și mie să văd ce marcă e lama. Nu de alta, dar ca să știu ce să-ți cumpăr. Haide. Ai văzut că ne înțelegem? Mă, iubită. Viața e frumoasă și merită trăită. Cine te-a mințit? Uite, hai să ne imaginăm că ești pe o plajă pustie și că ești cu iubitul tău care te ia și te mângâie, te mângâie și te alintă. Cum pleci la mare? Cu trenul. A,
Asta dacă nu-mi dați dumneavoastră vreo limuzină de protocol, că doar sunt dita mai vedeta. Să rămân anticipat. Bă, tu ai nebunit complet? Vrei să te dau afară? Ok, plec cu trenul. Nu pupăză, nu pleci deloc. Că săptămâna asta avem cele mai bune audiențe și nu-mi permis să bag relori. Și mâinile lui îți mângâie părul care îți flutură așa în breza mării și totul este atât de... Ce faci, mă? Mă tai de plictiseală. Capul meu. Mă. Alo, da. Bună, pupăzel. E prietenul meu. M-a sunat să-mi spună când plecă la mare. Vezi că viața e frumoasă? Vezi? Zi. Firara naibii de viață de rahat. Păi nu mai servici? Păi și cu ce mă încălzește pe mine că stai tu vena de oftică? Auzi? Roagă-l să-mi dea și mie după aia lama, ca să nu mai dai bani pe alta. Păi nu plecași, mă? Nu, n-am plecat pentru că nu poate să-mi dea asistent de producție, mă. Păi ce, eu îmi car singur echipamentul? Păi eu sunt dita mai vedeta, mă, eu nu-mi car echipamentul singur, mă, și dacă nu mi-au dat... Păi și renunți tu la o tură moca pe litoral pentru atâta lucru, bă, da, tă-nău, ești, bă. Bă, viu eu, mă, cu tine și-ți car eu echipamentul, că nu-mi cade rangul. Dar o să-și ia cu tine în cameră. Hei, sună-l-i pe șef, tu, bă, și spune-i că a rezolvat. Hei! Cum adică nu vine vaporul? Păi e prea mare și s-a blocat în strâmtoarea Gibraltar. Ce, mă? Băi, de zi, aia este dita mai strâmtoarea. Cum? Ai văzut-o tu? Păi n-am văzut-o, dar eu știu că da, e... vorbești! Uite, de asta nu sunt bun românii de nimic. Că vorbiți așa, fără să știți. Zi mai bine, mersi, că pot să stau aici să am grijă de fetișcana aia. Chiar așa? Ce face? Te place? Da. De unde știi? Păi și-a scris cu ciobul numele meu pe mâna ei. Când plecăm, pupăză? Nu plecăm. De ce, mă? S-a răzgândit șeful. Căci că dacă plec, trebuie să bagi în reluare emisiuni și alea nu fac audiență și aia e. A, da, prost e șef tu ăsta. De ce trebuie, bă, să dai relori? Înregistrează câteva emisiuni noi și le pui pe alea în timp ce noi suntem la mare. Ești genial, păi! Pupăză, stai mereu, mă, că nici nu mi-am făcut bagajul. Unde fugi? Să nu te mai prind că pui mâna pe cioc, că... Nu mai e nevoie, că am găsit o lamă nouă la tata. Dă-o încoace. Ai văzut că ai ajuns și tu să stai vena? Ți-am zis că viața asta e de tot rahatul. O fi, da, să știi că nu merită să-ți faci rău singură. Corect, ar trebui să ne facem una alteia. Dă că te tai eu. Răspunde, e prietenul tău? Da, de unde știi? Te sună să spună că pleacă cu alta la mare. Nu e adevărat. Ba da, că o viață de rahat e de rahat până la capăt. De-aia e mai bine să mori tânără. Dar... Zi, pupăză! Yes! Yes! Nu pleacă cu alta la mare! Pleacă numai cu mine! Ce să caute cu noi? Vezi dacă ești repezită? Auzi, pupăză, dacă nu scap de el, nu știu ce fac! E, nu știi. Îți tai vena. Sau ți-o tai eu, cum vrei. Și mergem la mare și dăm din picioare și facem bâldă-băc. Ta-dam! Gata, pupăză. Sunt gata. Fiorete, îmi pare tare rău, dar nu pot să te mai iau cu mine. De ce?
Pentru că mi s-a întors asistentul de producție din concediu și merge el. De ce te-ai întors, mă? Cu alt dreapă, să fii! Să mai merg eu! Asistentul de... Da, Chiorete, nu-ți face probleme. Că-ți promit că o să-ți aduc de acolo o scoică, să auzi din ea valurile mării. Ma nu! Ți-aduc două căzboieri, bă, să le auzi stereo. Hai, acum du-te și despachetează că ți se boțește șoseta. Dracu să fie. Ai văzut? Te-am salvat. Da? Barosanu, pe linia 1. Oh. Ia zi, stăpâne, cum ți se par emisiunile înregistrate? Foarte bune, pupăză, foarte bune. Mulțumim, ați văzut? Dar trebuie să le mai tragi odată. De ce, boss? De ce? Pentru că le-ai filmat pe toate cu aceeași cămașă, idiotule. Vrei să zică lumea că ești nespălat? Frate, că sunt... Și mai lasă dracu suricata aia. Dar unde vede șeful? Păi ai uitat că lucrăm în televiziune, mă? Ești tu prea pesimistă. Dacă ai răbdare în viață, toate lucrurile se rezolvă. Ai văzut la mine. Adinaori eram în depresie, acum sunt euforică. Și urmează iar depresia. Bă, nu urmează nimic! Uh-huh. Mă sună să spună la ce oră avem trenul, precis. Și dacă îți dă iar țeapă, te tai cu mine? Bă, tu nu ești sănătoasă? Ilica, m-am tăiat ca să vadă că o înțeleg. Bun. Din momentul ăsta, preiau eu cazul. Tu te duci să te aștepți vaporul ăla, că am înțeles că s-a deblocat, da? Da, s-a deblocat din Gibraltar. Dar s-a blocat iar în Bosfor. Că da, capitanul ăla e pupăzoi rău. Bine spus. Nu plecași, ma? Nu. Te pomenești că iar i-a tras clapa asistentul de producție. Păi și de ce nu-mi zice, mă? Că doar m-am oferit a-l ajuta. Da, mă, dar eu fi rușine să te pună încă o dată să-ți faci bagajul. Bună ziua. Unde e psihologa mea? Nu mai e. S-a sinucis. Ce nemernic. Nu putea să aștepte să o facem împreună? Nu s-a sinucis, domnișoară. A plecat la mare. S-o fac acolo. Foarte tare. Am auzit că e o senzație beton când îți intră apa în plămâni. Și te neci... S-a dus să se relaxeze, nu să se sinucidă. Cu o gașcă de prieteni. Ceea ce ar trebui să faci și tu ca să-ți mai treacă gândurile astea negre, macabre. Ia sună-și cel mai bun prieten. E mort. Atunci du-te pur și simplu în gară. Că acolo sunt o grămadă de tipi care de-abia așteaptă să se cupleze în drum spre mare. Du-te, fată, și distrează-te. Fă tot ce te taie pe tine, tot ce-ți trece ție prin cap. Hai că ești drăguță, ești ușchită. O să se bată băieții pe tine. Crezi? Sigur, pe pariu. Auzi, fii atentă. Du-te în barul gării, că acolo se fac agațamentele la un suc, la așteaptă trenul, știi tu. Și dacă primul cu care te bagi în seamă nu te ia cu el la mare, să mor dacă nu mă tai și eu cu tine. Urează-ți noroc! Auzi, dar nu poate să-ți coloreze cămașa în grafică? E o prostie, nu? M-am lipsit de la nebuna aia. Ești genială! Mâine la 7 să fii în gară! Ah. Mă, tu ești sigur? Mă, să nu dea dracu să-mi dai iar țeapă, că... Că n-am unde să mai înțepenez vaporul! S-au terminat strâmbturile! Liberă la mare! Păi ce faci, bă, până la urmă pleci? Pleacă, pe dracu! Să vârte așa ca să le...
Să ne facă nouă poftă, mă, spre că la mare. Dar nu pleacă nicăieri, dacă nu sună șeful în 5 minute să-i spună că nu pleacă să vorba aia la mine în cafea. De data asta chiar o să plec, balenoiule. Mm-hmm. Pune-mi pariu că nu pleci? O sută. O sută, mă. Arrivederci. Hai, bă, cu o pasă, păi pe mine nu mai ai, bă. Unde pleci singur? Păi nu ți-am zis, mă, că vine asistentul, ce să te mai iau și pe tine, să te carpă? Doar, bă, mă, saca asta dacă iar să-l zgândește, te trezești singur, vii ca fraierul de la gară, nu? Ia, bă, bă, pe mine, măcar ca rezervă. Dacă apare la eu mă întorc acasă. Alo, alo, da? Da? Cum nu mai plecăm, șeful? Păi eu sunt cu bagajele la ușă. S-a îmbolnăvit cameramanul? Știi, mă, să filmezi? E, asta e, șeful, ce să facem? Rămâne pe altă dată. Și ce chef aveam să merg și-o la mare. Păi de ce nu te duci, bă, fraiere? Așa singur? Nu, bă, împreună. Cu face? Baterie, idiot! Auzi, bă, Ciorete, și când o fi să intru în apă, când nu intri tu, îmi dai și mie slip-ul. Slip-ii mei? Păi, să-i coși și în genunchi, că mă faci de râs. Nu știi cât mă bucur că o să călătorim împreună! Da. Degajează, degajează! Vezi că tu ai plinat un alt compartiment, că mai merg cu iubii. Cum adică vezi? Porumbelule, să nu spui că te-ai împăcat cu porumbaca și... Ce mergi și mie, mă, să fiu și-o cu Iuliana, ce? Eu merg sigur ca prostul! Hai, iubii, hai că pierdem trenul, ia, mămica, paporița, hai să mergem! N-aveți cumva o lamă? Nu? Ți-a crescut barba, mămică? Nu pot să cred! Nu pot să cred că a plecat fără mine! Trenurile nu așteaptă. Nu sunt ca taxiurile. Nu de tren era vorba, de fata din el. O să cred că a plecat singură. Ah, Dezire, Dezire, ce-mi faci tu mie? Dezire? E cumva neagră și psihologă? De? Nu știi? Da, e psihologa mea. Dar să știi că nu a plecat singură. Era cu un polițai și cu un grasan. Cu Chiorete! Special a făcut bestia. Auzi, Tuțu, dar tu unde mergi? La mare. La mare? Și n-ai vrea să mergi cu mine? Ba da, dar nu am niciun ban. Păi dacă n-ai bani, unde vrei să pleci fata la mare? Du-te acasă, măi, atârnătoare-o! Ia uite, bă! Tu ai zis. Da, eu nu cred că te-a refuzat. Auzi, trebuia să iei adresa sau măcar numele, ca să putem să verificăm. Dezi aici? Asta e. Ia întreabă-l. Mă ia cu el la mare sau nu? Făi, panchisto! Asta, măi, fetiță, tu nu înțelegi că nu te iau la mare pe banii mei? Atârnătoare-o care ești tu, atârnătoare! Și după ce termin, să-i o dai și lui. Care are nevoie. Adică? Da, ai pus pariu și cu el? Nu, dar a plecat gagica lui la mare cu doi. Rămâneți cu noi! Revenim imediat!
fi să ne tot ascundem calicerii, să ne fofilăm prin cotloane, prin unghiere. Unghiere? Unghierele sunt alea care clămpăne dinții. Ăsta... La gri? Rășine, rășine, Chelule! Nu tu! Chelu, Chelu! Eu pănuiesc pe Zamzu. Dar de ce le puneți aici unde filmăm noi? Asta da. Ce punem? Mai puneți camera, o să uite el!